Astăzi avem alături de noi medic-nutriționist Sergiu Munteanu, care o să ne spună mai multe despre alimentație sănătoasă. Dar înainte de toate vreau să spuneți, este mit sau adevărat, în cazul în care femeile care lăptează adoptă o alimentație strict bazată pe terci și piept de pui? Nu e clar că așa o alimentație nu este deloc sănătoasă, deoarece ea nu este echilibrată. Orice alimentație trebuie să conțină în sine micro-macronutrienții și vitaminele necesare pentru toate procesele care decurg, mai ales în organismul mamei. Deoarece organismul mamei care produce lapte totuși se încordează și se epuizează toate rezervele. Da, o anumită perioadă imediat nu se va observa nimic, deoarece organismul are foarte multe rezerve. Dar dacă acest regim va dura foarte mult timp, s-ar începe apărea probleme și în primul rând la mamă. Păi, Sergiu, noi cunoaștem foarte bine, cel puțin eu am trecut experiența asta, că femeile însărcinate au pofte și poftele astea de obicei sunt din niște produse care sunt interzise, cum ar fi chipsurile din comerț. Ce efect poți aibă asupra sănătății mamei și viitorului copil aceste chipsuri? Și dacă o femeie care lăptează poate să le folosească? Nu, de exemplu, principala problemă în chipsuri, adică acolo sunt două probleme. Primul, folosirea uleiului vegetal pentru prepararea lor, care conține transgrăsimi, care sunt foarte aterogene, și adică stimulează depunerea de plăci aterosclerotice pe vase și probleme circulatorii în viitor. Și doi, concentrația foarte mare de sare în produsele date, ceea ce vă duce la edemie la gravidele acestea, la acumularea de apă în țesuturi, mai ales la picioare, care îngreunează însăși deplasarea sau ceva mai grav posibil să apară și unele probleme cu tensiunea arterială. Dar presupun că mai au alte componente care nu sunt bune nici pentru bebelușul care este alăptat. Nu, și e normal. Important că dacă chiar e dor de chipsuri, dar dorința este mare și ca persoana să nu intre în stres, 1, 2, 3, încetișor, nu pachete, da, chipsuri însăși, da, savurind plăcerea, ținând mult timp în gură ca să primească într-adevăr plăcerea. Că dacă intră în stres, de cum tot este rău. Se elimină hormonul stresului, cortizolul, se începe toată disbalanța aceasta hormonală și nu este bine. Chipsurile, toată lumea știe că chipsurile conțin foarte multe euri și tot felul de substanțe nocive, dar astăzi s-ar putea să aflăm că există și o posibilitate de a face, de a prepara aceste chipsuri în așa mod încât să nu mai avem așa multe substanțe nocive. Nutriționista Victoria Racu ne va spune cum corect, în condiții de casă, să preparăm chipsuri ca să nu ne supunem anumitor riscuri. Chipsurile din comerț, în primul rând, putem să le numim alimente moarte. O gustare sănătoasă ar trebui să ne ofere și sațietate și nutrienți. Deci aceste produse nu oferă nici sațietate, nici nutrienți. Pentru a ne ține mai departe de daună acestor produse, recomand să facem chipsuri din legume. Avem nevoie de o sfeclă, de un morcov, le vom asocia cu condimente. Aici avem oregano, cimbru și busuioc. Și o să adăugăm și ulei peste chipsuri, ca ei să fie mai crocanți. O să servim aceste chipsuri cu un sos, de usturoi și cu verdeață. Pentru aceasta o să avem nevoie de cam 150 grame de smântână, de câteva fire de pătrunjel, sucul din jumătate de lămâie, 3 căței de usturoi, sare și piper. Inițial o să feliem sfecla și morcovul în felii foarte subțiri. Ulterior o să le punem într-un bol unde o să le mixăm împreună cu condimentele și cu uleiul. Apoi o să le trimitem la cuptor și o să procedem la prepararea sosului. Asta este rezultatul final al experimentului culinar de astăzi, denumit chipsuri din legume. Și este acea gustare nutritivă în care găsim și glucide sănătoase, cele complexe, care nu ne ridică prea mult zahărul din sânge, și alături de un sos care conține și usturoi, o să fim protejați de virozele care sunt acum în vogă. Eu zic să încerc câteva chipsuri din astea preparate, așa, sănătos. Vreau să mulțumesc Anii pentru așa un masterclass și pentru că a adus și chipsurile astea aici în momentul tău.
Domnul doctor, totuși este un mit sau este adevărat? Chipsurile cu produs, așa zis, natural, influențează negativ starea generală a sănătății sau, fiind preparate din ingrediente naturale, nu ne supun absolut niciun risc? E clar, dacă este preparat acasă, dacă persoana știe ce a pus, ce a folosit, ce ingrediente a folosit anume pentru producerea la chipsurile date sau greu de numit aceasta de acum chipsuri, dar ceva mai sănătos de acum, clar că este binevenit pentru sănătate. Dacă se respectă și doza de sare, nu se mai pun diferiți conservanți sau potențiatori de gust când se folosesc ingredientele din start necalitative ca să fie gustoase chipsurile acestea. Clar că ele nu dăunează. Dar, iarăși, totul trebuie să nu fie în exces. Nu ne ducem dintr-o extremă în alta. De aceea, totul rațional trebuie să fie. Uite, le-am gustat. Sunt chiar gustoase. Nu știu dacă ar satisface până la urmă pofta de chipsurile astea care le avem în comerț, dar cred că pentru un moment și sănătoase. Dar cum crezi, astfel de chipsuri pot să le mănânce toți sau sunt persoane cărora le este contraindicat, de exemplu cu diabet zaharat? Presupun că au conținut de zahăr mai ridicat. Nu, de exemplu, dacă sunt făcute din morcov, da, morcovul, mai ales morcov prelucrat termic, are un indice glicemic mare, dar este important că are încărcătură glicemică mică. Adică zahărul este rapid, dar ei conțin puțin zahăr. De aceea, practic, dacă corect servește în doză mai mici, nu este pericol foarte mare, adică nu ridică foarte mult glicemie sanguină. De aceea și este important de a cunoaște ce se întâmplă cu leguma dată sau ingredientul dat, dacă îl prelucrăm termic și ce componente noi folosim la preparare. Și dacă totuși vorbim astăzi despre mituri generate de specialiști în nutriție, așa, apăruți peste noapte, ce părere aveți despre recomandările nutriționiste apărute în spațiu public, pe internet, în spațiu mass media, deci vin tot felul de recomandări online și multă lume ține cont de ele. Uite, Sergiu, cu siguranță ne răspunzi la această întrebare, dar înainte de asta să vedem un reportaj la această temă. Mă numesc Eugenia, sunt mamică în concediu de maternitate. Activez la moment ca nutriționist. Am ajuns să activez după ce am pierdut o parte mai mare din kilogramele care le-am adunat pe parcursul sarcinii. A fost o perioadă mai dificilă în viața mea cu kilogramele în plus. Am avut probleme de sănătate, mă complexam, evident, 32 de kilograme sunt foarte multe. Am hotărât să apelez la o școală de nutriție care să-mi facă un program, care să mă ajute cumva să slăbesc. Am început cursul, am văzut că este succes, că eu am făcut cursul în Ucraina. Când am ajuns la rezultatul dorit de mine, rog, poate încerc și să ajut și alte fete să piardă în greutate. Eu lucrez online cu clientele mele. Avem cursuri individuale, cât și maratoane de grup, la fel cursuri pentru mămici care alăptează. Persoana când se adresează îmi dă datele ei, de exemplu grupa de sânge, vârsta, kilogramele și înălțimea. Aștia sunt factorii cei mai principali. Evident, dacă persoana are probleme cu hormonii sau cu glanda tiroidă, este necesar să treacă un control. Eu încep să lucrez cu meniul, îi fac meniul pentru o săptămână înainte. Meniul îl efectuez, calculez doar macronutrienții, adică eu nu lucrez cu caloriile. Evident, trebuie să cunoști foarte multe detalii pentru că poți să afectezi sănătatea omului. În decurs de o lună de zile, fetele pierd undeva între 6 și 10 kg. Evident, pierderea este la fiecare diferită pentru că fiecare organism este individual. Prețul pentru o lună de zile de regim individual este în jur de 800 de lei. Nu cred că este vreun utilizator de rețele de socializare dar care nu a primit o ofertă de un regim alimentar personalizat online. Ce ne zici, Sergiu? Ești de acord cu ceea ce s-a vorbit în reportaj? Ca să înțelegem, regimurile acestea se numesc alea personalizate, dar totuși, ca o persoană să înceapă, de exemplu, o cură de slăbire, cum aici sunt, erau exemple, persoana dată trebuie investigată foarte, foarte minuțios. De ce? Deoarece trebuie de răspuns la prima întrebare. De ce persoana s-a îngrașat? Care este cauza? Dacă noi ne răspundem la întrebarea dată, chiar dacă noi schimbăm regimul, adică îl facem hipocaloric, dar problema nu va fi rezolvată. Imediat cum se finisează regimul, revin kilogramele și revin dublu înapoi. Ce este important? Este important că totuși orice regim presupune ceva încordare organismului. Și numai decât trebuie verificat la persoanele date funcția
ficatului, foarte este important, funcția rinichelui, cum lucrează tot tractul gastrointestinal, fonul hormonal și, practic, dacă aici nu sunt problemele, cum se poate deduce la un regim. Ce este cel mai important? Regimul trebuie să fie făcut într-așa fel ca persoana să-l folosească foarte mult timp. Practic, restul vieții el trebuie să respecte regimul dat. Că dacă nu respectă, cum numai se finisează limitarea aceasta în kilocalorii, kilogramele revin foarte rapid și ba chiar mai mult, dublu, deoarece v-am spus că aceasta este un stres pentru organism când regimuri hipocalorice. Să recunoaștem că majoritatea pacienților care apelează la astfel de recomandări online, probabil că o fac din cauza prețului sau costului redus. Probabil că e un pic mai costisitor să ajungi la un cabinet, să ai parte de o consultație corectă, adecvată și eventual să ai parte de, cum ați menționat și dumneavoastră, cu niște analize prealabile înainte de a da niște recomandări definitive privind alimentația. Și totuși, Sergiu, ne puteți spune 5 la număr care sunt cele principale riscuri ce țin de consultații online? Nu, de exemplu, unele diete presupun, adică limitarea în kilocalorii, ca volum de alimente. Dar dacă persoana are, de exemplu, o stază biliară și de cum are colicistită, plus dacă nu se alimentează adecvat și nu se alimentează mai ales cu produse care conțin grăsimi, care stimulează contracția colicistului, înseamnă că se va acutiza colicistită și persoana va, peste o săptămână se va, va avea colicistit în stadie acută. Deci, ar fi agravarea problemelor existente. Acele, de exemplu, dacă este o problemă cronică, dumneavoastră, cu ajutorul acestor diete, le transformați în acute. Respectiv, în loc să le diminuați. În plus, unele folosesc dietele acestea ca să fie foarte efectul rapid, unele plante diuretice sau niște produse care măresc diureza. Respectiv, dacă sunt problemele cu inima, cu diferite sistemul circulator și când se elimină foarte mult lichid, apar probleme cu contracțiile inimii. Adică organismul reacționează la dietele acestea stricte și hipocalorice deseori. Dar uneori chiar vitaminele nu sunt suficiente și până ajungi la hipovitaminoză. Da, mai ales la vitaminele solubile în apă, adică vitaminele grupă B și K. Căci vitaminele liposolubile A, D, E, ele sunt organismul mai are rezerve. Deci nu se observă așa de rapid. Le depozitează și efectul hipovitaminoză așa de rapid nu va apărea. Sergiu, îți mulțumim foarte mult! Deci, dacă primim o ofertă de regim alimentar online, ce facem? Putem să o acceptăm și adoptăm regimul alimentar recomandat cu următoarele condiții. Specialistul prezintă certificate de calificare, justifică ce a stat la baza elaborării regimului alimentar personalizat și plus are și recomandări pozitive.